Bună tuturor! Alias Grace este a treia carte scrisă de Margaret Atwood pe care eu o citesc și simt cum autoarea aceasta mă impresionează de fiecare dată. Așa cum am spus la sfârșitul episodului anterior, Alias Grace este un roman care are la bază fapte reale. Grace Marks a fost una dintre cele mai celebre femei din Canada anilor 1840, pentru că la doar 16 ani a fost condamnată pentru omor. Nu s-a putut dovedi niciodată dacă ea chiar a fost vinovată pentru acuzațiile care îi se aduceau, dacă a fost amnezică sau doar o actriță foarte bună. Grace s-a născut în Irlanda, dar a ajuns în Canada împreună cu familia pe când avea 12 ani. Tatăl ei era un alcoolic, iar mama a decedat pe mare în drum spre Canada. Grace a ajuns să fie servitoare în casa lui Thomas Kinnear și a menajerei lui, Nancy Montgomery, cu care acesta avea o relație. Un alt servitor, James McDermott, i-a ucis pe amândoi. Pe Thomas Kinnear l-a împușcat, iar pe Nancy a lovit-o cu securea, după care a strangulat-o. După săvârșirea crimei, Grace și James au fugit în Statele Unite, dar au fost prinși în New York și aduși înapoi în Toronto. Fata a susținut inițial că nu își amintește să fi luat parte la una dintre crime, chiar dacă dovada incriminatorie a fost eșarfa cu care Nancy a fost strangulată, eșarfa aparținându-i lui Grace. Pe lângă acest aspect, în momentul în care cei doi au fost prinși, Grace purta una dintre rochile lui Nancy. Doar uciderea lui Thomas Kinnear a fost anchetată. Grace și James au primit în acest caz pedepsa capitală și nu s-a mai văzut rostul unei alte anchete în ceea ce privește modul în care a fost ucisă Nancy. Însă, datorită eforturilor lui Kenneth McKenzie, avocatului Grace, și a unui grup de petiționari care credeau cu ardoare în nevinovăția lui Grace, pedeapsa fetei a fost comutată la închisoare pe viață, pe când James a fost spânzurat. Detaliile din presa vremii în ceea ce privește pe Grace erau senzaționaliste. Ba era portretizată precum o victimă, ba precum diavolul însuși. Poate în zilele noastre un astfel de caz nu ar deține atenția publicului ani de zile, însă în secolul XIX să afli că doi servitori și-au ucis stăpânii era ceva. Și să nu mai spun că fata reușise să scape de pedeapsa capitală. Mai mult ca sigur cred că voi credeți că eu v-am povestit toată cartea în acest moment, dar nici pe departe. Romanul debutează cu aceste detalii, iar autoarea a transformat în ficțiune anumite evenimente istorice, a introdus personaje noi, dar nu a distorsionat adevărul istoric, chiar dacă mărturiile din acea vreme erau destul de contradictorii, astfel lăsând multe semne de întrebare. În roman, doctorul Simon Jordan își dorește să stea de vorbă cu Grace și să o ajute să își recapete memoria, acele piese lipsă din puzzle. Ideea este că cei care înaintau petiții pentru eliberarea lui Grace din închisoare aveau nevoie ca motivele lor să fie validate de către o opinie medicală. Mi-a plăcut de Simon în serial, mi-a plăcut modul în care el se apropia tot mai mult de Grace, însă mi-a schimbat această părere după ce am citit cartea, care îți oferă prilejul să intri în mintea personajelor și să descoperi ce gândeau ele în anumite situații. Așa am descoperit că doctorul Jordan era cam misogin, narcisist și îi era teamă de propriile sentimente. Serialul, dacă tot am adus vorba de el, are 6 episoade și este motivul pentru care eu am ajuns să citesc Alias Grace. La acea vreme nu știam care la bază fapte reale, știam doar că este un serial de epocă, iar eu sunt fană acestui gen. Cartea a venit și mi-a răspuns la câteva întrebări cu care am rămas după ce am vizionat serialul. Ideea este că, după ce am terminat cartea de citit, am mai revăzut serialul pentru a face o comparație mai la cald între carte și ecranizare. Mi-a plăcut enorm de mult cum a fost scrisă Alias Grace.
Margaret Atwood are un stil aparte, profund, direct, plin de metafore. Îmi place foarte mult această autoare și să nu mai spun că pentru Alias Grace s-a documentat enorm de mult și a muncit din greu pentru ca din mâinile ei să iasă o asemenea operă de artă. Pentru a o face și mai interesantă, autoarea i-a conferit o doză de paranormal, lucru care mi s-a potrivit și mai mult. Și uite așa am ajuns și la sfârșitul recenziei de astăzi. Recenzia de astăzi fiind de fapt și ultima din această serie de recenzii. Probabil o să mai vorbesc despre cărți, o să vă mai arăt cărțile pe care eu le citesc și cărțile care mi-au plăcut și cărțile care nu mi-au plăcut, însă nu voi mai face episoade de acest fel în care să aleg o carte și să vorbesc doar despre acea carte un anumit număr de minute. Pe lângă asta, lucrez cumva la un proiect nou, să-i spun așa. Nu știu câți dintre voi sunteți fani istorie, dar plănuiesc să fac o serie cam de 10 episoade în care să vă vorbesc despre anumite evenimente din istorie care mie mi-au plăcut și mi-au atras atenția. Acum că am ajuns la sfârșit, nu mai rămâne decât să vă urez spor la citit. Bye!